Foarte, foarte, foarte curioasă să vedem dacă o să reușim să trecem de clipul ăsta cu tot zgomotul care este afară și cu soarele ăsta care intră și iese din nori, pentru că acum l-a apucat. Bineînțeles că întotdeauna știe când filmez eu și l-a apucat tot timpul plimbatul în și din nori. Dar eu zic să vă luați un Pepsi sau ce veți voi și să vă așezați comod, pentru că astăzi am decis că o să răspund la întrebările pe care mi le-ați pus voi pe Instagram. V-am pus o căsuță din aia cu, cred că s-au făcut 2 săptămâni, dar am fost la Brăila, am fost la Buzău, am avut alte chestii de făcut, a trebuit să mă ocup de seria asta la începutul lunii septembrie și am tot amânat întrebările și s-au adunat câteva întrebări interesante de la voi, așa că hai să vedem ce m-ați întrebat voi și ce vreți voi să mai știți de la mine și despre mine și să sperăm că soarele ăsta nu ne enervează mult prea tare așa. Bună, un produs descoperit recent care îți place mult. Da, chiar acum vreau să-i scriu Eugeniei de acest CC cream. Este mai mult un iluminator lichid de la Thank You Farmer, pe care pe ea nu a impresionat-o foarte tare și eu l-am folosit în ultimele zile, l-am folosit și doar așa pe față, l-am combinat și cu fondul de ten și îmi place foarte, foarte mult. Mi se pare că dă o strălucire deosebită fondului de ten și chiar și aplicat așa pe piele se simte foarte bine, nu știu, se vede foarte bine pielea. Eu v-am zis, având o piele deshidratată, având o piele uscată, nu știu, arată bine pe pielea mea, nu știu de ce, și l-am aplicat și pe decolteu și pe umeri așa și se vede foarte bine pielea cu el. Singurul mare dezavantaj pe care îl are acest CC cream este că este extrem de parfumat. Oh, I love him but I hate him foarte tare. Deci îmi place mult de tot, dar în același timp urăsc mirosul ăsta care persistă foarte tare. Trece și prin fondul de ten și persistă mult, din nefericire, dar încerc să mă obișnuiesc. Adică încerc să nu mai fiu chiar atât de pretențioasă în ceea ce privește produsele pe care le pun pe față și parfumul lor. Că știți că eu am niște pitici pe creier cu chestia asta și de obicei prefer să nu aplic nimic care este exagerat de parfumat, care are un miros prea puternic, în care se simte alcoolul. Știți că, na, ten uscat, pitici pe creier. Și un alt produs de care sunt completamente îndrăgostită și de care v-am povestit, deja am făcut, i-am și dedicat un clip, este guașa. Îmi place la nebunie să-mi fac masaj seara cu el și dimineața să-mi intre crema mai repede și mai bine în piele. Nu știu, simt că îmi desumflă așa toată fața și mă simt mai bine, nu știu. Mie îmi place foarte mult. Dacă vreți să vedeți cum folosesc eu guașa, vă las link-ul de la clip în descriere și asta ar fi o nouă descoperire, dar nu e nou în sine, adică nu e ceva revoluționar pe piață, ci acum m-am apucat eu să îl descoper, cum nici CC cream-ul ăla de la Thank You Farmer nu este nou. Așa, apoi avem ciocolată cu cremă sau ciocolată cu alune. Ciocolată cu alune, dacă este să aleg între aceste două sortimente, de regulă prefer ciocolata simplă. Îmi place foarte, foarte mult dacă e să luăm ciocolată cu crema, aia cu Oreo de la Milka, deci aia este singura ciocolată cu amestec în ea pe care o mănânc. Nu mai place ciocolata cu cremă clasică, știți, crema aia de se prelinge așa din ciocolată, când muși din ciocolată, nu mai place genul ăla de ciocolată, pentru că mi s-a făcut odată greață de la genul ăla de ciocolată, nu știu de ce și nu... nu mai suport de atunci, deci singura cu cremă pe care chiar o spor și chiar îmi place foarte mult este aia cu Oreo de la Milka și în rest ciocolată clasică, ciocolată cu alune merge. Am înțeles că sunt mulți oameni cărora nu le place ciocolata cu alune pentru că asociază alunele cu ceva sărat. Mie mi se pare că alunele sunt undeva la mijloc, alunele și nucile, și pot fi atât sărate cât și dulci, adică nu mi se pare că... Da, deci mie îmi plac alunele mult de tot, de altfel am și arahide, am în curte. Bun, apoi, oraș mic sau oraș mare? Oraș mare în perioada asta, adică eu aș prefera orașul mare, pentru că, nu știu, am tendința să fiu atrasă de aglomerație, la modul să simt că
Roiește aglomerația pe lângă mine, nu să stau efectiv în aglomerație, v-am zis că detest de regulă spațiile aglomerate cu mulți oameni, unde se înghesuie lumea, așa, nu-mi place efectiv aglomerația aia de om lângă om, de sardine, dar îmi place aglomerația de oraș, nu știu, eu stând la țară, aici având mai mult spațiu, cumva am fost răsfățată, dacă vreți să zicem, de viață și mi se pare interesantă aglomerația, așa, când vezi multe mașini, când vezi, nu știu, blocuri, multe case, multe și așa mai departe. A fost o perioadă când eram eu mică în care casa mea era prima dintr-un șir de case, deci între casa mea și următoarea casă din spatele casei era mult teren liber, acum nu mai este, și cumva eram separați așa de lume, deci nu știu, era ciudat, era foarte ciudat, dar acum nu mai suntem nu mai e casa mea atât de separată de lume, s-au mai construit pe aici case, dar în perioada aia când eram eu mică, în primele clase, în clasele primare, era ceva de vis, adică aveai impresia că te duci în deșert, așa, când veneai la mine pe stradă, plus că nici nu era asfaltat pe vremea aia. Da, un vis. Știi să faci deserturi? Da, mă descurc, adică nu pot să zic că sunt o specialistă, n-am avut foarte, foarte, foarte mulți ani, nu am avut cuptor, adică n-am avut un cuptor funcțional și cred că v-am zis odată asta într-un vlog mesa cu câțiva ani, am avut foarte mulți ani un cuptor funcțional și de-aia nu prea aveam cum să fac, adică în afară de clătite, nu prea aveai ce să faci așa și nu am făcut deserturi, mama e un genul de om care experimentează foarte mult și ies numai tâmpenii și când vine vorba de rețete, adică dacă ia o rețetă de prăjituri, trebuie să susțească ea ceva și sigur nu iese. Și de aia nu sunt. Adică mă descurc să fac checuri, brioșe, tarte, dacă vă aduceți aminte, vă arătam plăcintă cu brânză, o tartă cu piersici, uite, din aia, tartă din aia cu piersici, n-am făcut anul ăsta cu iaurt și piersici, o prăjitură cu prune, care era foarte populară pe vremea când era mama copil, o fac, prăjitură cu mere, iarăși, aia, am o rețetă proprie de prăjitură cu mere, că atât am făcut la prăjitură cu mere, încât mi-am făcut propria rețetă, adică am pus eu ingredientele mele și v-am arătat, cred că cu 2 ani în vlogmas v-am arătat asta. Și mă descurc la chestiile astea, adică dacă mă pui acum să fac sufle de nu știu ce și chestii din astea extravagante, nu sunt chiar atât de avansată. Dar bănuiesc că dacă mi-aș da interesul, dacă mi-aș da silința, aș reuși să fac și chestii noi, adică dacă aș sta să caut rețete și aș urmări, cred că aș reuși să fac și rețete din astea mai sofisticate, doar că am o problemă cu dulciurile întotdeauna, când le fac eu nu-mi vine să mănânc, adică trebuie să existe cineva pentru care să fac prăjiturile respective sau dulciurile respective și să le mănânce, pentru că eu nu mănânc, adică gust, o bucățică foarte mică din ele, nu știu de ce, întotdeauna mi s-a întâmplat și inclusiv cu plăcinta cu mere, mi se întâmplă chestia asta, mie la origini când un foarte, foarte tare plăcinta cu mere, nu-mi place, nu mai mănânc, adică nu mai trebuie, nu știu, mă satur numai făcând și mănânc o bucățică foarte mică și în rest trebuie să mănânce altcineva toată tava, că nu. Și de-aia nu fac în prezent, știți, că na, nu are cine să mănânce tot. Ai vecini tineri? Da, încep să am din ce în ce mai mulți vecini tineri, că ăștia bătrânii cam mor. Încep să se împuțineze ăștia bătrânii. Da, am și vecini tineri acum, nu prea sunt. Adică în afară de vecina mea asta de care vă zic eu, care am uitat, știți, că vă ziceam pe Instagram la un moment dat că e mătușii mea, de fapt. Este verișoara mamei mele, e verișoara de-a doua cu mama. În afară de ea nu prea am legături strânse cu niciunul din vecinii mei și nu prea discutăm și nu, pentru că suntem de concepții, caractere și principii diferite și nu am legătură cu nimeni, așa că nu are nicio relevanță. Tinerii care sunt la mine pe stradă nu am nicio relevanță, dar aminte vecinii mei.
Pâine sau mămăligă? Pâine, 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 pâine. Nu mănânc mâncare cu pâine. Apropo de vecina mea care e obsedată, care nu concepe ideea de a mânca mâncare fără pâine. Chiar aseară aveam o discuție cu ea pe tema asta. Mămăligă mănânc rar. Adică îmi place să fac mămăligă la pește. Când fac un pește prăjit, știți că e clasica. Mămăligă cu pește și cu mujdei. Așa... Mai fac mămăligă cu brânză, dar eu nemai mâncând lactate foarte mult în perioada asta, nu prea mai făcut combinația asta și mai mâncam mămăligă cu magiun. Spuneți-mi dacă voi mâncați vreodată mămăligă cu magiun, dacă nu, să încercați. Ori mămăligă caldă, ori mămăligă rece, cum preferați, dar mâncam mămăligă cu magiun și când dădea bunica mea și am mai mâncat și după aceea când am devenit adult. Pentru că e super bună mămăliga cu magiun. Dar așa nu mă omor după mămăliga, adică nu e preferata mea. Nu, no, pot să trăiesc fără mămăligă, bine mersi, dacă n-aș mânca niciodată în viața mea mămăligă, nu m-aș deranja, așa că aleg pâinea, pentru că pâine, chiar dacă nu mănânc cu mâncare, mai fac sandwich-uri, îmi place pâinea cu ou, pâine, da, pâine merge. Așa. Câte cărți ai în bibliotecă? Habar n-am. Nu știu, chiar mă gândeam zilele trecute să încep să le scot, să le sortez, pentru că ar trebui să mai dau din ele, fiindcă nu o să am loc pentru ele. Nu mai am așa multe, pentru că mama și-a luat cărțile. Când s-a mutat, mama și-a luat mare parte din cărțile ei cu ea. De la ea mai am foarte puține cărți rămase, pentru că noi aveam bibliotecile noastre separate, adică na, fiecare cu biblioteca ei, fiecare cu cărțile ei și mai am foarte puține cărți rămase de la ea pe care nu le-a luat pentru că le avea în dublu exemplar sau pentru că nu i-au mai trebuit, nu se mai atinge de ele. Nu știu, eu cărțile mele, luându-le și pe alea din copilărie, de când eram eu mică, de când am început să citesc, adică cred că să fie la vreo 300 de cărți. Habar n-am, nu le-am numărat niciodată, nu știu dacă e relevantă chestia asta cu numărul de cărți, mai ales în condițiile în care în ziua de astăzi au apărut cărțile în format digital, nu știu dacă are neapărat o relevanță, chiar mi-am propus și vă ziceam asta într-un daily vlog sau nu mai știu, că de acum încolo vreau să scot din biblioteca mea absolut toate cărțile pe care știu că n-am să le mai citesc niciodată și să le dau altcuiva, pentru că n-are sens să le țin, adică nu vreau să mai țin cărți în bibliotecă doar de dragul de a fi acolo pe poți de depozit și de arăta că uite, eu am cărți. Nu mă interesează să fie cineva flatat de câte cărți am. Eu era o vreme în care era o chestie extraordinară dacă aveai o cameră tapetată numai cu cărți. Acum nu mai e așa extraordinar, nu mai impresionează pe nimeni. Prin urmare, scopul meu în viață nu este să adun cărți doar de dragul de a fi acolo. Vreau să țin în bibliotecă acele cărți pe care știu că măcar o dată în viața asta aș vrea să le mai citesc măcar, sau să le ating, sau să intru în ele, să-mi scot pasaje, sau care mi-aduc, nu știu, un beneficiu și pot să trec să le răsfoiesc. Am niște notițe, niște însemnări în acele cărți și pot să trec să le răsfoiesc. Alea vreau să le țin. În rest, nu vreau să mai țin cărți. Și mai am cărți din astea de decor, cum sunt astea, că, de exemplu, asta de make-up am... citit-o, ca și pe asta de cu pantofii, le-am citit, dar astea sunt de decor acum, astea le țin, dar așa să țin, nu știu, cum de exemplu am terminat Pacienta tăcută, o carte pe care mi-a dat-o Eugenia, am dat-o și eu mai departe pentru că na, știu sigur că mi-a plăcut cartea aia, dar nu o să vreau să o mai citesc a doua oară în viața asta, știți? Pentru că nu o să mă mai surprindă la fel și nu o să mai fie la fel finalul, așa că n-are sens, da? Așa că dacă vreți pe viitor cărți, să-mi spuneți pentru că o să vă trimit, adică aș putea să vă trimit, nu știu, chiar stăteam într-o zi și mă gândeam, fiindcă o parte din cărțile mele le-am mutat într-o magazie, le-am pus într-o cutie mare și le-am mutat într-o magazie ca să le dau. Dar încă n-am găsit un sistem care să fie ok și pentru mine și pentru voi, prin care să le dau. Nu știu cum. Dacă aveți vreo idee, scrieți-mi în comentarii. Chiar ar fi foarte interesant. Scap de ele. Munte sau mare? Munte pentru mine. Îmi place și marea, nu zic că nu-mi place. La mare am fost de mult mai puține ori decât la munte și muntele mă fascinează de fiecare dată când mă duc. Peisajele, parcă tot timpul salve și se schimbă. Mare este cam... La mare, din perspectiva mea, e bine să te duci atunci când vrei să stai 3 zile ca molusca, să nu faci nimic.
și după aia să-ți reiei activitatea. Știți, cam, asta, cam așa văd eu mersul la mare și nu cred că aș merge mai mult de 3 zile pentru că m-aș plictisi cumplit, știți? Nu pot să mă duc undeva și să stau așa. Adică ați văzut și la munte și acum când am fost la Bușteni, tot a trebuit să mă duc cu Eugenia să facem niște poze. Altfel simțeam că turbez dacă nu fac ceva, da? Nu pot să stau efectiv, trebuie tot timpul să fac ceva. Și așa că la munte mi se pare peisajul mai divers, atrage atenția altfel, mă încaptează atenția altfel, mă concentrez altfel pe lucruri, plus de asta muntele, dacă nu știți, eu pictez sau, mă rog, pictam, whatever, pictam mult și mă inspiră natura și muntele, în general, este o sursă de inspirație pentru mine, așa că, da, de-aia, îmi place mai mult muntele, definitely, munte. Deschide-te, Sesam. Așa, Sesam, mulțumesc, Sesam. Ai terminat Zorba? Nu, nu l-am terminat. Întrebările astea au venit înainte de a publica eu clipul ăsta cu ce am citit în luna august. Nu, n-am terminat Zorba, nu știu, nu v-am zis părerea mea despre Zorba în clipul ăla cu lecturile pe luna august. Nu. Apropo, dacă vrea cineva cartea cu Zorba, Grecu, să-mi spun. Așa. Ce a fost mai întâi, oul sau găina? Da, asta este întrebarea primordială la care mă gândesc de când am auzit-o prima dată. Și prima dată cred că am auzit-o când aveam undeva vreo 5 ani, dacă pot să crezi. Dar pentru că eu cred în evoluție, de dragul evoluției, o să zic că a fost întâi oul. Cum a apărut oul, nu știm, printr-o minune divină, probabil. Așa a apărut oul și de dragul evoluției a evoluat acel ou în găină. Da, deci eu cred că a fost întâi ou și a evoluat. Pentru că universul evoluează. Și logica mea așa îmi spune. Nu știu, s-ar putea să fie o tâmpenie totală ce zic. Așa. De ce trebuie ținută partea personală la distanță? Întrebarea asta cred că vine pe fondul faptului că eu am mai cerut odată întrebări. Sau, mă rog, am mai pus o căsuță din aia de întrebări. Și mi-au venit multe întrebări din aia care erau mult prea personale, așa, și v-am zis atunci pe Instagram, dacă vă amintiți, cele care mă urmăriți, că știți, suntem prieteni, dar bă, hai să, așa. De ce trebuie ținută partea personală, mai ales în contextul în care toată lumea și-o expune pe net? În primul rând, cred că e vorba de faptul că ești un excentric dacă îți ții partea personală, așa, dacă vreți să o luați așa. E o excentricitate să nu-ți speli rufele în public în ziua de astăzi și să nu-ți afișezi toată viața și să nu dai toate detaliile despre viața ta. Este ceva extraordinar în ziua de astăzi. Și în al doilea rând, observ că oamenii care suferă foarte mult pentru că viața lor personală este un dezastru, suferă tocmai din cauza asta că și-au expus prea mult, au dat mult prea multe detalii. Și să vă dau un simplu exemplu, clanul Kardashian, care știm, care de fapt cumva a dat tonul la toată prostia asta. Toate sunt divorțate, toate au făcut copii și s-au despărțit tații copiilor, toate au avut niște relații publice extrem de controversate și extrem de vânate de tabloide și de paparazzi și de toată lumea și de comentate și de nu știu ce, și toate au ajuns prin a spune că au fost extrem de nefericite într-un anumit moment. Prin urmare, e mai bine să ții lucrurile tale personale, să le ții pentru tine, să nu știe chiar toată lumea tot ce faci în fiecare secundă și minut și cu cine faci și în ce fel faci, știți? E mai bine. Chiar, apropo de treaba asta, aveam o discuție cu cineva recent legat de fenomenul pe care multă lume nu-l sesizează. Sunt extrem de multe femei care sunt mame singure în ziua de astăzi pentru că, unu, rata căsătoriilor este foarte, foarte mică în ziua de astăzi și oamenii au început să facă din ce în ce mai des copii fără să se căsătorească, după care se despart, iar femeile rămân în general cu copiii. Și revenind la clanul Kardashian, uitați-vă că
toate au trecut prin exemplul ăsta, toate s-au despărțit de tații copiilor și o să avem peste 10-15 ani o generație, două, următoarele generații de peste 10-15 ani vor fi niște copii extrem de traumatizați cu probleme care au fost crescuți așa între două familii, ceea ce e foarte, foarte aiurea și ceea ce o să ducă la niște derapaje sociale absolut cumplite. Gândiți-vă puțin la treaba asta. Eu aveam o discuție cu cineva și chiar dezbătând și dezvoltând puțin tema asta, am ajuns la niște concluzii alucinante. Deci, mi-e și frică să mă gândesc la ce ar putea să se întâmple peste 20 de ani cu copiii care s-au născut acum și a căror părinți sunt despărțiți. Da, înțeleg că este chestia asta, că oamenii nu se înțeleg și nu trebuie să rămână împreună și sunt perfect de acord, dar de la nu se înțelege și a se apuca să facă copii și după aia copilul ăla să întâlnească ca un plic din ăla de curier dat între unul și celălalt părinți, e distanță lungă și, nu știu, eu venind dintr-o familie monoparentală, știu cât de greu mi-a fost mie și știu cât de greu i-a fost mamei mele să mă crească și știu prin ce chinuri a trebuit să trecem împreună, dar aminte să stai să alergi ca copil între doi părinți care cel mai probabil nu se înțeleg și, ba, mai mult își spală și rufele în public. E crun, din punctul meu de vedere, acum, na, fiecare cum consideră. Ai fost mereu un om organizat? Nu, dar nici nu sunt. Nici nu cred că sunt un om organizat. Adică îmi place să mă organizez. Sunt anumite aspecte care îmi place să le organizez. În general sunt extrem de organizată sau atât de organizată cât pot. Nu extrem de organizată. Atât de organizată cât pot la serviciu. Acolo, mai ales dacă am o rutină bine stabilită, mă organizez foarte bine și îmi place foarte mult să am anumite aspecte care țin de rutină și să mă organizez în funcție de ele. Acasă n-aș putea să zic că sunt un om extrem de organizat. Adică sunt într-un... Nu sunt nici hiperorganizată, nici hiperdezorganizată. Treaba asta cu organizarea vine și din educație de foarte multe ori, iar eu vin dintr-o familie în care organizarea era o chestie absolut SF, da? Nu exista organizare nimeni, nu. Pentru că toată lumea era, astăzi se trezea dimineața, astăzi mergem pe câmp, ok, mâine tăiem porc, ok, bine. Dar nu exista organizare mai mult de două zile. Și cu siguranță nu exista microorganizare, prin urmare n-am moștenit chestia asta din familie, ci mai degrabă am fost forțată de împrejurări, de job, de relații și așa mai departe, să mă organizez. Te învață viața de foarte multe ori, adică de cele mai multe ori se întâmplă să nici nu trebuiască să înveți de acasă niște lucruri, că te învață viața, adică nu trebuie să-ți faci probleme că când pleci în viață, că nu știi multe lucruri, că le înveți pe parcurs. Poate e mai greu, poate nu e cel mai plăcut scenariu, dar le înveți pe parcurs. Înveți să fii organizat, că înveți în timp să ajungi la timp la serviciu și de aici încep diverse lucruri. Ce să faci acasă astfel încât să nu mai întârzi la serviciu. Deci cum să te organizezi acasă ca să nu mai ajungi târziu la serviciu. Cum să te organizezi la serviciu astfel încât să nu stai peste program. Cum să te organizezi la serviciu să fii mai eficient. Și tot așa, adică viața te ușor, ușor te modelează și te învață anumite lucruri dacă nu le-ai învățat de acasă. Evident, ideal este să le înveți de acasă, pentru că, na, toată lumea își dorește să plece cu lecțiile învățate, dar puțin eu o fac de adevăratele și asta cu organizarea depinde foarte mult de fiecare, de stilul fiecăruia de viață, de programul fiecăruia, adică cred că e bine să menținem un echilibru. Eu tot timpul am fost adepta echilibrului în absolut orice, nu numai și în relații, și în muncă, și în relaxare, și în absolut tot. Eu sunt adepta echilibrului, adică nu e bine nici să fii hiperorganizat, să nu lași loc de, nu știu, de să te surprindă ceva în viața ta, să se dea vreun plan peste cap, adică dacă ți s-a dat unul din planuri peste cap, gata, s-a terminat universul. Nici în halul ăsta de extrem nu e bine să fii, dar nici total dezorganizat și să nu știi de pe o zi pe alta ce ai de făcut. Nici așa nu e bine. Eu v-am zis, n-au vin dintr-o zonă extrem de organizată și extrem de
educat în sensul ăsta, dar în timp m-am obișnuit, adică în timp îți creezi un reflex și e bine să găsești acel echilibru care să-ți facă ție bine. Așa, următoarea, ce înseamnă fericirea pentru tine? E foarte grea întrebarea asta, e bună întrebarea asta, dar e foarte, foarte grea. Ce înseamnă fericirea pentru mine? Înseamnă multe lucruri. Înseamnă, în primul rând, să știu că eu și mintea mea suntem pe aceeași undă. Ceea ce e bine, că în ultima vreme ne-am regăsit și ne-am pus pe linia de plutire. Poate să vă povestesc cândva. Da, înseamnă să fiu, în primul rând, să fiu liniștită cu creierii capului, vorba aia. Adică, în primul rând, să fiu liniștită și să știu că aici nu bâzâie și nu vâjie și nu se plimbă 50 de milioane de gânduri în aceea secundă și că pot să gândesc liniștit fără să mă panichez. Adică, în primul rând, lipsa anxietății și a fricii și a... nu știu, spaimelor pe care le am. În primul rând, asta este fericirea pentru mine, după care vine în funcție de context, în funcție de ce mă poate face fericită, spre exemplu, dacă am o poză super drăguță și am editat-o și am pus-o pe internet și am văzut că vă place și vouă. Adică să nu înțelegeți că fericirea mea e condiționată de reacția voastră, dar procesul în sine de a face poza aia, de a edita poza și reacția voastră la final mă face fericită. Mă poate face fericită o zi în care stau să citesc, mă poate face fericită animalele, în primul rând mă fac să fiu foarte fericită, pentru că în momentul în care le iei în brațe și le pup și le smotocești așa, n-ai cum să nu fii fericit, pentru că animalele întotdeauna emit energie pozitivă. Oamenii cu care mă simt bine mă fac fericită, sunt fericită în momentul în care, nu știu, ies cu Eugenia și mergem undeva și facem ceva împreună, fie că asta înseamnă să stăm să bem o cafea și să povestim, nu știu, tot ce ne trece nouă prin cap sau să dezbatem ceva anume sau să mergem la muzeu sau că mă întâlnesc cu prietenii mei, iar și asta mă face fericită. Depinde de context. Mâncarea, iarăși, mă face fericită. O porție din aia de cartofi prăjiți perfect sau o pizza sau o porție de spaghete din alea bolognese perfecte, așa, cu mult parmezan și busuioc. Sunt geniale! Deci mâncarea iarăși mă face foarte, foarte fericită. Nutella mă face iarăși foarte fericită. Da, depinde de context, de moment, de ce fac în clipa aia, depinde de prioritățile mele din momentul respectiv, adică am senzația că în ultima vreme fericirea e așa văzută ca o chestie foarte finită, care cuprinde ca o cutie din aia bine definită, foarte strictă, o cutie foarte dură așa, în care sunt puse câteva chestii, nu știu, familie, copii, mașină, casă, jobul nu știu care, vacanțele nu știu care și dacă nu bifez alea acolo, suma aia de bani, dacă nu le bifez pe alea, înseamnă că nu ești fericit. Aiurea, alea sunt porcării. Nu, poți să fii foarte fericit, să le ai pe alea, să fii completamente nefericit și să nu ai absolut nimic din toate alea și să fii foarte fericit. Adică fericirea este un lucru atât de maleabil și atât de schimbător chiar de la o zi la alta pentru fiecare dintre noi, nu doar pentru mine, încât am senzația că lumea asta mercantilă și extrem de rigidă în care trăim e total, nu știu, merge pe un făgaș total aiure. Pentru că ne concentrăm din ce în ce mai tare pe ce câștigăm. Fiecare lucru pe care îl facem trebuie să aibă un anumit câștig. Fiecare lucru pe care fiecare minut pe care ni-l petrecem cu ceva trebuie să ne aducă câștig material în schimb. Adică nu consumăm niciun minut pe absolut nimic ce nu ne aduce câștig material. Și asta devine extrem de apăsător și asta face oamenii să fie frustrați. Din punctul meu de vedere și din ce am mai citit și eu și din ce am mai văzut, asta face oamenii să fie extrem de frustrați, extrem de apăsați și să ajungă la cutia aia cu toate lucrurile alea acolo și să bifeze fiecare lucru parte din cutia aia și să-și dea seama că sunt atât de nefericiți și atât de busolați și de dezorientați în viața lor încât
nu știu ce să facă. Cunosc foarte mulți oameni care s-au luptat toată viața lor să ajungă la cutia aia, să bifeze toate lucrurile alea, să fie cei mai buni oameni, să facă cel mai bine pe lumea asta, să promoveze, să fie cei mai buni în toate și să fie excepționali. Și la final s-au ales cu nimic. Și-au dat seama că n-au nimic și că sunt completamente nefericiți. La fel cunosc oameni care... sau mă rog, am cunoscut oameni care tot așa, aveau ca prioritate să bifeze fiecare lucru din ăla, că aia îi făcea fericiți și au terminat sinunucii gândindu-se. Și cunosc oameni care n-au absolutamente nimic, 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 nimic din toate alea și sunt atât de fericiți și emană atâta energie bună și emană atâta voie bună și emană atâta pozitivitate în universul ăsta încât îți vine numai să stai pe lângă ei, sunt ca niște magneți din aia încă pe care îi vrea să-i ții tot timpul lângă tine. Așa că, cel puțin dacă e să mă întrebați pe mine, mă gândesc că fiecare ar trebui să-și redefinească conceptul de fericire și să-și regândească felul în care vrea să ajungă la fericire. Știu că ce zic eu sună foarte clișeic așa și foarte a reclamă, dar de-a lungul timpului mi-am dat seama, făcând și refăcând niște valori, mi-am dat seama că niciodată alergatul ăla după anumite obiective nu m-a făcut fericită și niciodată în momentul în care am bifat niște lucruri pe care oamenii spuneau că nu pot să le bifez sau trebuia să le bifez pentru că era o normă socială, nu m-au făcut lucrurile alea fericite. Așa că, v-am zis, fericirea trebuie reevaluată și regândită de fiecare dintre noi în fiecare zi. Ce te relaxează cel mai mult și te aduce mereu într-un good mood? Asta e întrebarea de la Andreea din Canada, din Toronto. Te pup, Andreea. Ce mă aduce? Muzica, de cele mai multe ori, muzica. Deci dacă am o stare proastă și îmi pun o melodie bună care îmi place și care mă face să dansez sau are un vibe bun, este imposibil să nu ies din mood-ul ăla. Mâncarea. Totdeauna mâncarea mă face să mă simt bine. Așa și o baie foarte lungă și foarte fierbinte, cu multă spumă și cu, nu știu, ceva, un Pepsi sau ceva lângă și stat acolo și lâncezit în baia aia, tot timpul mă aduce într-o stare foarte bună. Deci sunt cea mai bună prietenă cu toată lumea după o baie din aia. S-a mai modificat ceva în colecția ta de parfumuri? Ai parfumuri noi preferate sau... Bănuiesc că era ceva cu parfumuri pe care le vrei. Nu cred că s-a mai modificat de când v-am arătat eu ultima dată. Când v-am arătat? V-am arătat parfumurile mele când mi-am organizat șifonierul. Atunci v-am arătat ce parfumuri am în șifonier, că le țin acolo. Nu cred că s-a mai modificat nimic. Mi-a mai dat Eugenia niște parfumuri care ei nu îi se potrivesc, dar sunt în teste cu ele. N-aș putea să zic că sunt preferatele mele sau că mor după ele. Da? Deci sunt niște parfumuri pe acolo. Unul de la Avon, cu care m-am dat și astăzi. Cum îi zice? Persivul, parcă. Așa, pe care nu-l puteam suporta în liceu, dar nici nu-l țin minte. Și mi-a mai dat vreo două. Singurul motiv pentru care aștept frigul, să vină frigul de adevăratele, este să pot purta mir și tonca de la Jo Malone. Deci ăla este singurul motiv pentru care vreau să vină să fie frig, fiindcă acum nu-l pot purta. Este prea greu, prea intens pentru căldura asta, deci nu, ăla merge strict când e frig. Din punctul meu de vedere, adică eu nu l-aș purta pe ăla acum. Tot alea îmi plac, Puro Nero de la Cavalli, toată vara am purtat Tommy Girl de la Tommy Hilfiger pentru că la miroase a caprifoi și ador caprifoiul. Ce-am mai purtat? Ăla Puro Nero, l-am mai purtat puțin în Burberry Britul, rămâne întotdeauna un favorit de-al meu, adică nu, de ăla nu mă despart. Stai că mi-am adus aminte, am mai simțit un parfum la Eugenia, tot de la Burberry, e tot unul din ăla clasic, dar am uitat cum îi zice, nu prea le rețin pe astea cu numele, nu prea le țin minte. O să vă las o poză pe aici cu el, așa că l-am trecut la notinul la favorite. E tot de la Burberry, unul clasic și îmi place și ăla, l-am simțit la Eugenia și îmi place de mor. Nu l-am luat încă pentru că nu prea le-am purtat pe astea și vreau să mai termin din ele, nu tot să le strâng acolo și să nu le port.
Dar și ăla miroase genial. Se pare că mă înțeleg super bine cu parfumurile de la Burberry. Eu nu știu de ce, se comportă foarte bine pe pielea mea, pentru că cele mai multe parfumuri se transformă pe pielea mea și se transformă într-un mod ciudat și multe devin prea dulci, prea înțepătoare, depinde de parfum. Și de-aia e foarte ciudat că astea de la Burberry nu se transformă și rămân și îmi plac. Adică și cumva notele celor de la Burberry din parfumuri simt că mă reprezintă. Adică au genul ăla de eleganță sofisticată, dar nu snoabă, știți? Nu genul ăla de eleganță snoabă. Eu așa le simt, ca fiind niște parfumuri elegante, sofisticate, dar prietenoase, știți? Adică nu genul ăla de parfumuri snoabe, cumva. Spre exemplu, Mir și Tonka parcă e un parfum mai snob, așa, din punctul meu de vedere, decât ale de la Burberry. Eu mă înțeleg bine cu ele și se pare că și pielea mea le iubește, așa că, da, ăla cred că o să fie următoarea achiziție în materie de parfumuri, pentru că îmi place mult de tot. Știu că l-am purtat la Eugenia și este divin. Așa, așa, apropo de Eugenia, hai să trecem și la întrebările ei, pentru că a ținut neapărat pentru acest Q&A și să fie și ea prezentă cu câteva întrebări. Stați să le caut, că am uitat să le fac un screenshot și am vorbit de atunci, stați așa. Stați că mă doare capul. Deci mi-a pus niște întrebări atât de profunde și atât de grele, cu profunzime din aia, serioasă, așa și serioasă. Nu mă gândeam că o să pună și ea niște întrebări despre produse, despre chestii, adică despre ce știu că îi place ei. Se vede latura ei profesională în întrebările astea, deci fiți atenți aici. Când lumea cere extraordinar, poate mediocritatea să devină o calitate? E cu dus și întors întrebarea asta. Trăim într-o lume în care, din punctul meu de vedere, și bănuiesc că de-aia a pus și întrebarea asta, totul trebuie să fie extraordinar, totul trebuie să fie la superlativ. Nu știu dacă ați văzut și pe Instagram, și la televizor, și totul e cel mai cel, adică cel mai, și în filme, cel mai bun student, cel mai bun profesionist, cel mai bun copil, cel mai bun, totul e la superlativ. Și toată lumea are impresia că dacă nu ești acolo, la nivelul ăla de superlativ, nu ești, nu existi. Și am devenit așa o specie de animale, că până la urmă și noi tot animale sunt, am devenit o specie de animale obsedate de extraordinar și de a face totul la superlativ și de a face totul extraordinar și de a părea că tot ce facem noi este extraordinar. Ceea ce este complet nesănătos. Da, mi s-a închis camera. Gândește și ea mult prea tare și s-a închis pentru că s-a încins. Dar am revenit. Nu mai știu ce ziceam. Cred că eram la aia cu mediocritatea. Că ajunsesem în un punct în care ziceam că da, toată lumea leargă după că este extraordinar și totul să fie extraordinar și să fim cel mai cel. Și da, cred că la un moment dat mediocritatea o să fie tot așa o formă de excentricitate. Să fie echilibrat, știți. Mulți, din păcate, în ziua de astăzi văd echilibrul ăsta ca pe o formă de mediocritate, pentru că trebuie să fii extraordinar în ceva, că altfel nu contezi. Da, nu știu, eu cred totuși că oamenii care sunt considerați mediocri probabil sunt cei mai echilibrați, pentru că nu își omoară nervii alergând după ceva ce poate nu o să atingă niciodată. Adică alergatul ăsta așa de nebun după extraordinar poate să funcționeze pentru unii, dar nu pentru toată lumea și cu siguranță nu pentru toți cei pe care îi vedem în ziua de azi că aleargă după extraordinar. Eu am încercat mult timp să fiu aia extraordinară și să fac lucrurile speciale și nu m-a făcut decât să-mi aducă multă nefericire și pentru că mi-am dat seama că nu am să ating anumite standarde pe care le vor unii și că sunt multe piedici care nu țin neapărat de mine, care stau în calea mea să ajung la acele standarde și să fiu clasată ca fiind extraordinară. Și atunci cred că cel mai bine este nu neapărat să fii mediocru, dar să faci ce crezi tu că e mai bine pentru tine și să faci
Cum crezi tu că e mai bine pentru tine? Fie că asta este conform standardelor sau nu este conform standardelor. Adică dacă te critică alți oameni că n-ai făcut, că n-ai dres, că n-ai ajuns, că n-ai atins punctul ăla, că n-ai copii până la 30 de ani, că nu ești miliardar până la 30 de ani, că n-ai făcut nu știu ce până la 30 de ani și tu nu-ți dorești chestia asta pentru că așa vrei tu să fii ok cu treaba asta. Deci, nu știu, asta cred eu, habar n-am. Așa, întrebarea numărul 2. Trei lecții de viață, obiceiuri învățate din cărțile de dezvoltare personală. Păi, în primul rând, am ieșit într-o oarecare măsură din depresie cu cărțile de dezvoltare personală, pentru că nu știu dacă asta este o lecție de viață, ci m-au ajutat să ies pentru că m-au făcut să mă gândesc. Am început să-mi analizez gândurile dintr-o perspectivă analitică, dacă vreți, nu neapărat dintr-o perspectivă sentimentală, da? Pentru că atunci când ești în depresie, ești foarte în sentimentele tale. Nu știu dacă are sens ce zic. Știți cum e? Mintea unui depresiv nu o poate înțelege decât un depresiv. Asta din stat. Și de-aia e foarte greu să explici ce simți și care sunt gândurile tale. Că, la general, poți să spui că e rău, dar poate nu toate gândurile sunt rele sau poate nu totul e negru, știți? Depresia e foarte dificilă de explicat pentru cine nu înțelege și nu a trecut prin ea. Deci, în primul rând, cărțile de dezvoltare personală, o parte din ele, m-au făcut să mă privesc din exterior și să analizez gândurile care îmi treceau mie prin minte dintr-o perspectivă analitică, adică să fiu mai detașată de sentimentele alea, știți? Pentru că automat cu fiecare gând pe care îl aveam era atașat un sentiment care de cele mai multe ori era negativ și care dădea naștere și mai multor sentimente negative. Și analizând dintr-o perspectivă analitică, eu am dat seama că cam ce căuta în zona aia de depresie. Și mi-am dat seama că s-ar putea ca unele probleme să fie cauzate de mintea mea, ci de corpul meu, să fie niște probleme hormonale și așa mai departe. E o discuție foarte lungă, mă rog, nu vreau să intru chiar până acolo. Dar, în primul rând, asta a făcut în cazul meu cărțile de dezvoltare personală. Deci m-a scos cumva din centrul ăla unde eram eu, așa, într-un tăvălâg, într-un vârtej și mintea mea era un haos general. M-au scos de acolo și m-au făcut să mă privesc din exterior și să încep să mă analizez din exterior ca și cum ar vedea cineva, nu cum mă văd eu din interior către exterior. Și asta m-a ajutat să ies cumva din depresie, că n-am făcut-o tot, în totalitate din datorită cărților de self-help. Asta e partea 15. Un alt lucru pe care l-am învățat din cărțile de self-help a fost faptul că optimismul, pozitivitatea, energia pozitivă se învață. Că nu, eu eram ferm convinsă că sunt oameni care sunt pozitivi de la natură, că așa s-au născut ei, și sunt oameni care sunt total depresivi, că așa sunt ei, că așa sunt născuți, și eu am avut șansa să mă nasc între ăștia depresivi, pentru că mă uitam în familie la mine și numai de ăștia găseam. Și m-au învățat prin exemple și tot citind și răscitind cărțile astea de self-help să-mi dau seama că nu, pozitivitatea este o alegere și îți alegi tu dacă vrei să fii optimist sau dacă vrei să fii pozitiv sau dacă vrei să vezi partea aia goală a paharului, nu e o obligație a nimănui, adică nu ești obligat să vezi partea goală a paharului, tu alegi să o vezi așa. Un alt lucru pe care l-am învățat din cărțile de self-help și cu care încă mă lupt, adică așa, este să nu mai amân. Eu am o mare problemă la capitolul amânat, adică eu încă amân foarte multe lucruri și tu știi chestia asta, așa, dacă te gândești la anumite chestii, eu amân încă foarte multe lucruri, dar cu toate astea sunt mai mobilă în deciziile mele și nu mai stau și amân atât de mult cum o făceam înainte. Depinde și de ce vorbim, depinde de ce categorie. Sunt planuri ale vieții mele în care iau decizia instant, nici nu stau prea mult pe gânduri, și sunt planuri ale vieții mele unde amân și sunt lucruri pe care, spre exemplu, le amân de ani de zile. Acum, bine știți și voi că vă spun de multe ori de clipuri, de idei de clipuri pe care le am de
ani de zile și nu le pun în practică din vari motive. Pentru că mintea mea, overthinking-ul ăla funcționează. Și asta a fost o chestie pe care iarăși am reușit să o deprind din cărțile de self-help și citind și analizându-mă. Pentru că, până la urma urmei, cărțile astea de self-help asta au ca scop, să te analizezi. Dacă tu le iei și le citești ca pe o lectură din aia și zici, a, ok, am înțeles și nu pui nimic în practică și nu te analizezi, să vezi dacă te suprapui pe perspectiva aia sau nu, te ajută cu nimic. Adică nu vor fi o fântână a cunoașterii și a dezvoltării personale. Trebuie să, practic, tot munca ta trebuie să fie și acolo. Ce te motivează să mergi mai departe în momente dificile din viața personală sau profesională? Tu ai fi una din acele motivații, de exemplu, când stau de multe ori de vorbă cu tine. Pentru că știu că se uită, de aia îi spun. Așa, tu ai fi una din acele chestii care mă motivează. Mă rog, nu ești o chestie, dar înțelegi tu ce vreau să zic. Ce mă motivează? În general încerc să nu mă pripesc. Am învățat, apropo tot de cărțile de self-help, am învățat că există o regulă a celor 24 de ore, by the way. Asta e bună și de aplicat și pe YouTube, că am aplicat-o de multe ori. Când primești un comentariu negativ, să nu răspunzi mai devreme 24 de ore. Ca să lași lucrurile să se decanteze, să se sedimenteze așa, să nu răspunzi cu primul impuls pe care l-ai. Asta așa ca paranteză. Și în general încerc să nu iau nimic, nicio decizie atunci pe moment. Încerc să las lucrurile pe moment. Dacă sunt foarte supărată sau foarte tristă, probabil mă duc și dorm. Sau probabil încerc să mă izolez de oameni și motivația, nu știu dacă se numește neapărat motivație ce am eu, că nu cred că e motivație, că dacă ar fi motivație, probabil aș fi în altă parte a vieții mele, aș fi în alt context în viața mea, ci se numește mai degrabă instinct de supraviețuire, cred eu, și asta înseamnă să iei fiecare zi pe măsură ce vine, step by step, adică nu mă forțez să fac nimic. Când am fost dat afară de la serviciu, nu m-am forțat să fac nimic, m-am forțat să mă odihnesc cel mult. Când am trecut prin probleme urâte, am încercat să iau fiecare zi așa cum vine, pas cu pas, și să vedem ce o să se întâmple mai încolo și tot așa, adică v-am zis, eu nu merg niciodată, că am mai avut întrebări de genul ăsta puse de-a lungul timpului, nu merg niciodată pe ideea că trebuie să astupi o rană imediat cum s-a provocat, cum a fost provocată rana aia trebuie acoperită, nu, pentru că o să se rupă la loc, când ai bandajul ăla la o parte știți că se lipește și se rupe și iară se deschide rana, nu, lasă-o în pace, lasă-o acolo să sângereze, lasă să se vindece ea de la natură și lasă timpul să-și facă treaba, că până la urmă noi suntem construiți ca oameni de către natura asta să uităm și să trecem și să ne vindecăm de lucrurile astea. Și când treci printr-o perioadă urâtă, fie că este la serviciu, fie că este în plan personal, e bine să ții minte că e doar o perioadă. Asta mă face cel mai mult. Asta mă motivează, dacă vrei neapărat ca ceva ca motivație. Faptul că știu că o să treacă. Că fiecare lucru este trecător pe lumea asta. Fie că e bun sau rău, fiecare lucru este trecător pe lumea asta și o să treacă la un moment dat. Cum trece? Chiar dacă în momentul ăla doare atât de tare încât ți se pare că nu vezi ziua de mâine, o să treacă. Adică toate lucrurile se schimbă până la urma urmei. Totul trece. Ce te-a făcut să zâmbești azi? Ce m-a făcut să zâmbesc azi? Asta e o întrebare tipică Eugenia. Deci dacă vreți să însumăm așa personalitatea Eugeniei într-o întrebare, este cumva întrebarea asta, Eugenia. Ce m-a făcut să zâmbesc astăzi? Păi, în primul rând, Udi, de asta după ce m-a săcăit că m-a trezit pe la 4 dimineața. Ce m-a mai făcut să zâmbesc azi? Au fost multe lucruri. Niște glume așa, aiure aruncate. Niște situații destul de ciudate m-au făcut astăzi, că azi a fost o zi un pic mai deosebită. M-au făcut să zâmbesc. Adică, per total, ziua de astăzi în care filmez eu, așa, este o zi destul de banală, dar au fost și lucruri care m-au făcut să mă simt bine și să zâmbesc.
așa cu clipul ăsta pentru că am senzația că m-am lungit destul de mult. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut și dacă vreți să mai vină astfel de clipuri. Dacă mai aveți întrebări, puteți să le lăsați în comentarii pentru că putem să mai facem un astfel de clip. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o, contează super mult pentru mine să vă abonați și să fiți aici prezenți. Și de asemenea să veniți și pe Instagram unde vă țin la curent cu tot ce fac. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!